clientes de colaboradores, de referente al examen del doctoral, un oficial cu opera. Întâmplător are știm de doctor și știm de profesor, dar important e care opera. Încep prin a spune că sunt foarte bucuroasă și sunt onorată să fiu astăzi aici împreună cu dumneavoastră și alături de domnul profesor Constantin Tufan Stan. Și sunt bucuroasă pentru că, deși beneficiez de toate avantajele tehnologiei, pentru mine, în continuare, o carte rămâne o bucurie. Chiar când este la ediția a doua, că de obicei prima ediție este considerată privilegiată. Domnul profesor Stan are meritul de a face și din a doua ediție un eveniment, pentru că nu este o simplă tipărire a volumului editat anterior, și așa cum deja ați aflat de la dânsul, s-au făcut corecturi, completări și inclusiv a reușit să găsească o fotografie inedită pentru a realiza coperta. Atunci când luăm cartea în mână, coperta este prima care ne atrage atenția. Poate vreau să vorbesc atât de mult despre carte, pentru că doamna profesor Laura Manolache a scris prefața și o să-i las... La prima ediție. La prima ediție, da. Și o să îi cedez această parte. Aș vorbi mai mult despre autor, despre domnul profesor Stan, pe care, așa cum rezultă din ce a spus, l-am cunoscut în perioada studiilor doctorale. Și când am văzut primul referat pe care domnia sa l-a tocmit, am fost foarte surprinsă de bogăția de informații care se găsea și, sigur, și de numărul paginilor pe care l-avea doctoratul, referatul de doctorat, pentru că anii din urmă s-au mai diluat și aceste contribuții. Am rămas nespusă admirație în continuare și la susținerea tezei și în anii care au urmat, pentru că susținerea tezei de doctorat, să spun, a pecetuit așa o prietenie între noi. Și ceea ce apreciez cel mai mult la cărțile dânsului este faptul că reușește din scurte frânturi care apar în presa vremii, în corespondență, fotografii, lucruri care pentru unii poate par nesemnate, din toate acestea reușește să facă o frescă a unei perioade asupra unei personalități la care se oprește într-una din cărțile sale. Citind cartea despre Enescu sau oricare dintre filadele pe care le-a mai tipărit legate de diferite personalități, tot așa, puțin cunoscute și scoase la lumină de dânsul, persoanele din carte încep să trăiască în fața ta. Este foarte impresionantă atmosfera care exista în Dugoș, pentru că mare teza de doctorat se referă la Dugoș, atmosfera culturală care exista în epocă și toate întâmplările și toate concertele, toate evenimentele care au loc sunt prezentate într-o asemenea manieră încât lectura te captivează ca și cum ai citi, nu știu, un foarte bun roman, deși este vorba aici de muzicologie. Sigur că acest lucru se întâmplă datorită pasiunii cu care domnul profesor Stan își tratează toate subiectele de cercetare. Este de admirat cum știe să caute în arhive, cum
reușește să găsească informații inedite, informații pe care nu le-am găsit în alte surse și în acest an, că am tot vorbit înainte de a începe partea oficială a acestei întâlniri despre centenar, în acest an al centenarului Marii Uniri, cred că apariția unei cărți despre George Enescu este un eveniment care ar trebui luat în seamă. Cred că trebuie să-i mulțumim pentru această muncă și să îi dorim să fie sănătos, pentru că pasiunea are și cu siguranță va continua să cerceteze și să ne facă surprize cu informații inedite. De asemenea, cred că trebuie să mulțumim tuturor celor care au făcut ca acest eveniment să poată avea loc în cadrul Festivalului Coral. Iată că zilele Enescu sunt acum la a patra ediție și cred că trebuie felicitate și oficialitățile locale pentru acest eveniment. Probabil majoritatea celor prezenți aici cunosc conținutul cărții. Cred că sunt foarte importante și imaginile de epocă care apar și, dacă nu mă înșel, prima imagine care este consemnarea într-un ziar a prezenței lui Enescu în Banat. Și cei care nu ați citit încă cartea, veți avea ocazia să vă bucurați de foarte multă informație și veți afla lucruri foarte interesante despre Banat, despre Lugo și, bineînțeles, despre Enescu. Domnule profesor, felicitări și vă țineți tot așa. Vedeți prima ilustrație de la iconografie din ziarul de la Pelu, decembrie 1904, primul opus enescian interpretat la Lugoș, primul Banat, din ce am descoperit până acum, nu m-a contrazis nimeni. E grozav pentru Lugoș. S-a cântat aici un prim Enescu. Două tinere, Silvia Iorga, nu știm cine a fost când s-a născut, am mai găsit-o prin presa de epocă, era și actriță, am niște poze cu ea. Cine au fi fost părinții, o avea urmaș, nu avea, o fi urmaș demn sau mai puțin demn, nu știm. Poate mă caută cineva când cere prietenia pe Facebook, poate un urmaș. Și din ce am descoperit până acum, din ce am cercetat până acum, se pare că piesa cântată de aceste tinere, Silvia Iorga și Emilia Vlamescu, o variantă a triului obad, o variantă pentru vioară și pian, a fost în prima audiție absolută, pentru că puțin timp înainte partitura se publicase la Paris, la editura Enoch. Iar n-am găsit pe cineva să-mi spună, domnul Stan, vezi să greșești, la acolo a cântat, în altă parte s-a cântat. Eu am lansat ipoteza asta că la Lugoș s-a cântat în prima audiție mondială piesa respectivă, în 1904. Maestrul Urban, profesorul de stat doctor, un prieten vechi, cred că în 2003 ne-a cunoscut. Eu publicasem atunci prima mea carte, la Rapsodia din Berlinț. Eram legat de Berlinț prin nevastă mea. Și am scris undeva cu curiozitatea